Hei, salut, mă numesc Victor Mus și după cum v-am promis săptămâna trecută, astăzi o să fac un episod cu sora mea. Dar pentru că voi ați vrut să apare și Valeria în episodul ăsta, m-am gândit de ce să nu aduc și pe ea și să facem un episod în 3. Unde, da, după cum ați văzut în titlu, el o să-și bată joc de mine așa cum vă vor, cum vor dori ele. Deci, cine începe orice machiaj? Am foarte multe emoții. Sigur că cu fondul de geam. Două fonduri. Să vedeam care e culoarea potrivită pentru zic. La o perioadă foarte profesională. Nu, dar la o perioadă profesională nu se vând în orașul nostru. Episodul ăsta eu o să fiu mai mult silențios pentru că are cine să vorbească. Da. Hai să cumpărăm. Deci se vede fondul liber că fondul meu de tine e puțin mai închis. Da? Nu contează, nu contează. Fondul ăsta de tine îl folosi ca un fel de bronzer. Bronzer. Hai, am fost gârii pe rupă așa. Nu contează. A, nu contează. Și o senzație ciudată, știi, bă. Nu înțeles, e din partea mea. A, voi face două jumătăți diferite sau cum? Tu dă figură. Tu am depășit cam salivă pe față. Ua, ce scârbos. Și vezi tu cum se... Dacă nu puneți like la episodul ăsta, vă ușie dacă nu puneți like la episodul ăsta. Nu puteți tot și noi să fie la aceeași culoare. Nu închide ochii, lasă-mă pe mine. Îți dai pe ochi, spate. Ai, dar nu-mi dai seama că te ștergi de părul meu acum. Nu, asta e curat. A, da. Cum să beau, dacă și buzele sunt murdare. Aranjăm. Dacă nu pui. Mă mănâncă aici. Nu, nu, nu. Nu pui mâna. Facem privire de sex. O privire sex. Pupsim ochii, da. Să mă dau într-o parte, să vadă camera, să vadă de tot felul de lui. Colțul ochiului vom vopsi cu o culoare mai închisă, iar colțul exterior, iar colțul interior cu o culoare mai deschisă. Vom folosi o paletă de la Ruby Rose, când acum am folosit la Fashion. Fashion. Stai! Aici mi-a rămas loc gol. Ți-am sub gura și stai. Aici mi-a rămas loc gol. Că nici locul loc. Vom da cu o culoare metalică de la Metallic Shine Eyeshadow, Eyeshadow Cream. Mă doare. De la HEMA. Vom alege culoarea. Să dăm un pic și pe aici, spune-i. Ți-a dat pe stai. Am și să mai reșineam. Și faci, măi. Măi, ce cuteți. Ochii lui Victor vor fi metalici acum. Nu mai da! Mama mai mângela prin hol, închipuiți-vă că în momentul ăsta intră mama în cameră. Să unim o culoare de Trebuie să închei sau nu? Da, prima câte cu ziua. Nu urge! Nu clipie tare, nu ca să mă dărești tot, doar? Nu urge! E udă! Uite, e murdărit de-a mă tău gust, nu clipește așa! Dar nu urge! Nu i-a spus atât! E murdărit! Tot e metalic! Hai că voi râde ce-o întoară! Nu, Victor! Ți-am spus, doar nu mai e! Nu mă trebuie! Ce mai? Mai, ești de ori. Să fie sexual. Am înțeles pe ei. Să fie sexual. Ei, gata, ai tine. Trebuie să-l tinge. Poți să-l schimbi acolo. Stai, nu ai să-l spui. Hai să-l da. Mai întâi vă dați voi dacă e de la Lash Curling Mascara. Deschide ori și voi continua cu tușul Luxorius Lashes în clipești. Luxorius Lashes Black Mascara, volumea mea. Ești un nebun aici, alt nebun, nu știu. E cu o reclamă aici. E o reclamă. Să nu ai un make-up-er prost. Să mă rog că e make-up-er de ce? Uitați-vă la ochiul meu și ochiul sunt. Te v-am șetat să chinuie amândoi. Scuzați din limbajul ăsta indecent, dar pur și simplu acum nu mă pot. Uite sus! Nu mă pot controla. Da, bre, pișorul ăsta. Că bun. Să știți că Lash Curling Mascara în nuanța se... Ai făcut să rățuci!
Aia ne amar în gură. Adică am lăp, am lăp. Acum folosim Dermal Can de la Nivea, care stă cu fundul sus. Da, mă dor, gel, patam un kill de... Fitness 20 ori, dar puțin nu m-au dat de la de am tuturor. Acum uite în sus. Ce pot frumos alem în casă. Acum uite în jos. Și poate de-o... Te-ai murdărit! Ia să m-am văzut ori în mod tu și... Ce 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 fondul de film. Ah, doamne. Lasă că mi-a să fac mai metalic. De ce să fii femeie când poți să fii bărbat? De la Beauty Box. Poate fără reclamă, te rog, eu din tot sufletul meu cel mare. Obțești eu buza de sus cu roșia. Ce am dat buza cu roșia? Foarte simplu. Dar de când? Aia, aia. Uite, eu mă rog buze. Vă spun că am folosit fond de ten de la Giordani. Nu, ce fai e. Unu. Și al doilea e de la Terracotta. În mânta. Nu scrie în mânta. A doua buză cu... Poate nu face de o culoare. Va fi mai... Dar și... Uitați-vă ce culoare intensă. Buzele lui Victor sunt uscate. Inevitabil, dar să vă dau cu ceva lip gloss ca să strălucească. Uitați-vă ce frumos. Să... În niciun caz să-mi pare da. În niciun caz. Pentru că trebuie să vadă diferența dintre prima buză și a doua buză. Grație! Nu! No! Dar mult! Nu mult, că se poate să deletează de mult! 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 Fuge! Nu se căpșune! Se dă primul cu mine! Am căcat! Cum să mă gheți acum? Grație! Machiajul nostru se poate spune că e un machiaj de zi, dar poate merge și ca machiaj de seară, pentru că uitați-vă. A, doamne, nu pot să vorbesc. Mă, că știi, că e cosmos, eu cosmos, da. Buzele lui Victor sunt cosmos. Nu e nevoie. Stai, știi cum ți s-ar ta blond cu machiajul ăsta? Blond. Păi, nu păi de blond. Uite că mă gândi. În ce? Să facem de Victor blond? Super! Îți face idei de a fi blond? Da, perfect idei. Hai să facem un pas. Da, dacă Victor adună... 100.000. Da, 100.000 de vizualizări, Victor îți face blond. Dar numai decât eu o să am grijă să fie blond. Cred, ce mai dimineață. Hai mai Victor, asta pentru fanii tăi și hai. Da, 100.000 de vizualizări. Da. Nu vrei să-ți dezamăgești fanii. Stai dacă să-mi punem și câte un ceva la gând. Dacă nu la un moment dat, asta adună 100.000 de vizualizări. Nu, până la vară, scuzea. Așa, mă duc în România, blond, da? Da! La bacă, la alta bacă, da! Blond. Este o blond vine la bacă. Acum, în studioul nostru, va apărea domnișoara Cachie. S-o întâmplă pe domnișoara Cachie. Ta-da! Domnișoara Cachie. Cum simți? Da, vezi, îmi zici frumoasă. Scârbos și lipicios și... De ce sunt atâtea de magră? Da, oglinda. Da, domnișoara Cachia, încă nu s-a văzut cu sine, după transformarea aceasta radicală. Păi, bără, și mi-a dat, hai, deschide! Păi, bără, doamne! Doamne, ferește, dar-i strașnic! Cachia, să facem un autograf! Bojoasă, mă, dar-i strașnic! Și strașnic, ești frumoasă! Fene, ești frumoasă! Cât de prost mă sunt eu acum, voi n-aveți idei, nici nu pot să vorbesc mai mult. Dar fără că chiar nu vă pare că aveți glas prea gros? Prea, pardon. Înainte să încheie acest episod, trebuie să știți că ați filmat un episod și pe canalul Sorinei, unde să vedeți cum și eu îmi bat joc de ea, pentru că ea și-a bătut joc de mine, după care ea nu-mi bat joc. Da. Click pe fața ei ca să ajungeți la videoclip de canalul ei și să vedeți ce-a făcut acolo. Acum click pe fața ei. Pentru că domnișoara Cachie așa a spus, trebuie să facem și tu domnișoara Cachie. Înainte să închei, am mai timp cam mai soldat înainte să închei, vreau să mai prezent un canal de-al unui prieten de-al meu foarte bun. Nu e iubitul meu, să știți. Îl cheamă Florentin și vă arăt aici niște secvențe de pe canalul lui. Am ceas de buzunar. Ai dat porumb? Ce-ai dat, mă? Am ceas. Ai câștigat? Am ceas.
Am tras! Am tras! Deci numele lui este Florentin Hrișcu, dar nu vă râdeți, eu știu care e taiură, dar luați asta în serios, vă rog frumos. Este Florentin Hrișcu și după cum ați văzut, face sketch-uri, face vine-uri, îmi plac foarte mult vine-urile de pe canalul lui, sunt foarte amuzante. Deci vă îndemn să vă abonați și să dați like și o susțineți și subscribe și share și toate cele. Click pe canalul și click pe fața ei ca să ajungeți la canalul meu, pentru că pe canalul fața o soră nu există deja un alt canal. Dacă clicați pe fața ei, ajungeți pe canalul lui Florentin. Și dacă cheia se vorbește. Da, pentru că domnișoara Cachia nu s-a mai filmat niciodată într-un video. Dar este foarte plinită. Este foarte emoționată. It's fucking boring, calm. Deci, băieți, puneți ochiul pe domnișoara Cachia. Mie îmi place de domnul Florentin. Florentina are invitat de bani pe urmă. Sunt mai frumoasă decât orice invitat de pe lumea asta. Cam asta a fost și episodul de azi. Sper că a fost de ajuns. Pentru mine a fost pe... mi-a ajuns episodul ăsta pentru o lună întreagă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like mare, mai mare decât rojul de pe buzele mele. Și să vă abonați la canal. Și v-aș îndemna să dați share. Dar de data asta parcă îmi vine să mă apuțin. Dați share pentru a vedea, pentru a-l vedea pe Victor Blond. Da. Pentru a nu da, deja roșu, mă. Vlogul Victor merită să dați share. Un sărut de ăla. Virtual. Am vrut să zic v-am pupat, pa, dar nu mai zic. Pa. Hai zi. Nimeni nu vrea să fie pupat. Pa. Pa. Bun, uite, la bun. Ce gură? Nu pot să-mi scrie.